Pilde despre dușmani. În vreme de demult, într-un ținut îndepărtat, oamenii erau foarte superstițioși și credeau atât de mult în preziceri, încât au inventat o tradiție de a lăsa sorții să decidă destinul prizonierilor condamnați la moarte. Înainte de execuție, fiecărui condamnat îi se dădea șansa de a extrage un bilet dintr-un vas de lut. În acel vas se găseau doar două astfel de bilete. Pe unul stătea scris cuvântul viață, iar pe celălalt cuvântul moarte. Extragerea primului bilet exonera condamnatul, în timp ce extragerea celui din urmă ducea la execuția imediată a acestuia. Prin această metodă, orice condamnat putea să spere până în ultima clipă că avea să scape, iar judecătorii puteau invoca și intervenția divină în hotărârea sorții prizonierului. Unul dintre negustorii acelui ținut își deschisese pe propriile forțe o afacere prosperă și, deși era cinstit, succesul său atrăsese invidia și ura multor oameni. Prin denunțuri false, dușmanii negustorului au comandat într-un final arestarea sa, judecătorii hotărând ca omul să fie executat. Ca să fie sigur că negustorul nu scapă, răvoitorii au uneltit măsluirea biletelor, furând biletul salvator și înlocuindu-l tot cu unul pe care scria moarte. Doar că omul respectiv avea și mulți prieteni. Aflând de uneltiri, aceștia l-au avertizat pe negustor de ceea ce l-așteaptă și l-au îndemnat să ceară verificarea biletelor din urnă înainte de extragere. Spre uluirea tuturor, condamnatul s-a bucurat enorm de vestea primită și le-a cerut prietenilor să nu pomenească nimic despre viclenie, căci nedreptatea comisă avea astfel să-i garanteze salvarea de la moarte. Toți l-au considerat nebun, dar au făcut așa cum și-a dorit negustorul. A sosit și ziua execuției. Fiind invitat să extragă un bilet din vasul de lut, condamnatul s-a conformat, apoi a înghițit repede foaia. Arbitrii au verificat biletul rămas în urnă, pe care scria moarte, așa că l-au eliberat. Prin vicleșugul lor, dușmanii negustorului l-au salvat de fapt de la moarte, fără să vrea pe omul cinstit. Așadar, nu uita că dacă ai dușmani, cel mai probabil totul se datorează invidiei și malițiozității. Orice om bun este înconjurat și de dușmani, pentru că lumea este guvernată, din păcate, de lăcomie, invidie și răutate.